Prin dispoziția domnului primar, numărul 47/25 octombrie, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Sunt prezenți toți cei 14 consilieri locali, așa că ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Domnul primar, ordine de zi, vă rog, prezentați-vă. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem un număr foarte stufos de proiecte, adică 14. Cu o retragere din aceste 14, cu părere de rău, un proiect de hotărâre vizabil de Asociația Sportivă și o suplimentare. Cine este pentru ordinea de zi? În realitate. Domnul președinte de ședință, Gavrilă, vă rog, continuați. Bună ziua, dragi colegi, cum i-am întâlnit doamna secretar, avem 14 proiecte. 14. Da, și vă rog frumos să fiți atenți, dacă aveți obiecte la următoarele proiecte, vă rog frumos să vă înscriți în civilizație, frumos, ca să nu... Da, începem cu proiectul numărul 84. Primind aprobarea hotărârii unei ajutoare de urgență. Știi ce era care vrea să spune el cuvânt? Da. Noi suntem, eu suprim la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 11 voturi. Mulțumim frumos. Următorul proiect. Proiect numărul 85. Privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. Același. Mă fiind de pe ceva de obiuțiuni? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Doamna secretară, putem merge mai departe? Mulțumim. Proiectul numărul 86. Privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. Dragi colegi, aveți ceva obiecțiuni? Ați ținut mai de jos. Supunem la vot. Ce e ajutor de urgență? Măcar și când mai mult. Nu mai, suntem aici pentru un nou. Auzi, la comisie. Și supunem la vot, la comisie. Păi că de proiecte nu vrea să știi. Hai să uita. Supunem la vot. Cine este Petru? Împotrivă? Abțineri? 14. Da, următorul proiect. Proiect numărul 87. Privind aprobarea modalității de valorificare a maselor noastre devenite din UP1, Lăcătuș, Culmea, Plopiș și constituirea fondului de conservare și regenerare a conformității cu prevederile codului silvic. Da, s-a scris la cuvânt domnul Orșteanu. Mai e cineva? Nu mai e nimeni. Domnul Orșteanu, aveți cuvânt. Întreb. APV-ul nu este verificat. Întreb dacă trebuia verificat. Dacă trebuia verificat, mă abțin. Dacă nu trebuia verificat, suntem. Am terminat. Domnul Roana de Sură. Doamnă primar, dar colegi, eu zic că de masa asta de masă, cu acordul dumneavoastră, la nivelul creditor la ocol, să dați și la populație. Și în vreo 60 primești că... Că știți că e lipsă de lipsă. Dacă începeți pachetul, sigur vor începe să vorbească. De dar, acolo, de acolo, cu aprobarea Consiliului, putem pune cu anumite cantitate de acolo să se dă către populație. Acum, cum e cu ce? Pentru nevoile Consiliului Local, ca primărie, școli, primărie. Da. Bun. Bun, coleg, vrea să mai spun ceva? Ce? Supunem la vot. Cine este pentru? La urmă, nu? Nu-ți dea răspunsul. Veți acum? Ați știu cuvântul? Ca amendament ăsta. Domnul primar, da, e o altă procedură pentru populație.
Din ce știu eu, avem disponibil de la Opol, lunar vine cu disponibilul de lemn pentru populație, așa e procedura la fiecare comun. Este disponibil la Opol circuit, o parte din colegii nu poate spune. Dacă sunt cere pentru lunar, acolo mai putem face o marcare. Asta am luat în cont. Deci este o altă procedură, nu putem aproba în forma asta ca să dăm la populație. Ce taie aveți, taie pădurarul, vă taie în caz la primărie, se poate. Procedura asta... Asta are preț să vă ia în preț, nu e asta. Asta e preț prin APV. Pentru populație stăbește anul. Dar am zis bine, la preciul acolo stăbește o cantitate de atât pentru populație, cu preț. Dacă o să avem cereri, putem să facem. Avem în amenajament, mai avem locul cu o grămadă de... O grămadă. Nu este lemn disponibil. Sunt așa parcel. Da, suntem în urmă cu posibilitatea din amenajament. Exploata asta. Suntem cu... Deci, în condițiile astea, 250 metri, cât trebuie la primărie? 50-60, școala, 100, vorbim cu... Avem și dispensarul, acum nu... La dispensarul... Iar... Societate, este privat. Noi este privat, nu am chiria. Nu facem dialog. Nu te aia nu vrem. Dar nu dialog, dar vă spun. Dispensarul, contractul de concesiune este cu tot cu încălzire. Chiar dacă este privat. E prețul cu tot cu asta, cu energia termică. Eu ce știu, când am fost primar, nu le-am plătit niciodată. Dar vremea aia, medicii nu plecau în semn, dar acum face tot posibil să-i țin. Dar când faci o facilitate, de ce nu mai punem într-un proiect de hotărâre să mergem și 100 milioane de lume? Doar să crea. Nu, 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 supunem la vot. Cine este pentru? Dar nu mi s-a răspuns, nu vă supărați. Trebuia sau nu trebuia ca să știu? Este verificat, nu problemă, nu verificăm bine. E verificată pe eu, normal. De către cine? E de organele sindice. Domnul primar. Știi, acolo ne scrie verificat, însemnat de nimeni. Am zis... Comunicat cu ștampile. Comunicat cu ștampile, verificăm noi. Iar APV-urile, din ce știu eu, este direct în calculator. Mai trebuie... Zi-i domnul Laurențiu, că e brigadier. Cum? Orice marcare se verifică, un alt coleg sau cineva de la vedechea se verifică. Orice marcare. Se face o verificare. Și ce credeți că este verificat? Nu. E verificat. Domnul Carlo, v-ați lămurit? Partea aceea a fost lucrat. Partea aceea a fost lucrat. Puteți supune la vot? Colegi, sunteți de acord să supunem la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trebuie. Contul de execuție a bugetului școlii finanziare Municipalul Rosetti, Căiuți, la data de 30.06.2023. Colegi, aveți ceva de lămurit, ceva de obiectat? Mă întrebă. Dacă e la data de... Îi spun întotdeauna, să mi se spun clar, dacă e la data de epi 3 luni, 6 luni sau epi trimestru 3 sau ceva, nu? E prin cumul. Dar de când spun la data de, e prin cumul. Da. Până la jumătate. La orice, când se spun până la data de, e prin cumul. Da, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Așa e modul. Proiect numărul 89. Privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu Delgaz Green SA pentru investiția extindere de rețea de eliminat public în satul Pralea, comuna Păiești, județul Bacău. Unde este asta? Da. Extinderea care am făcut-o pe AFIR, am avut o măsură lăsată de cei de la Curtea de Conturi că Delgazul nu poate primi gratuit acea investiție.
Am făcut corespondență și acum primim de la Delgaz 50%. 58% din bani factor. Din bani. Deci din bani. Da. Cam așa se fac mereu aici, cu oameni privați. De acord. Astăzi am scos, că de asta nu știam, n-am aflat să o citesc, că am scos și eu hotărârea de guvern cu normele care sunt noi acum. Că mi-aș cineva, că sunt obligat să pot te fac. Asta este ce-am zis. Da. Când zice asta? Ne vin niște bani de la Delgaz. Votul 36 din 2019. A fost bani de adică. De ce vreau? Dar în condiții normale, așa că vii o femeie să pot să te la tot. Da, banii RSC sunt niște bune, banii ei, pardon. Noi i-am favorizat, că am făcut extindere, ceea ce au contract. Ei încasează, dar folosesc, bine, e clar. Și când am reșteptat și mai mult, probabil, dacă se va întâmpla treaba asta, vom ridica și problema ocupării spațiului terenului de scări. Oricum, noi zicem mulțumesc și de asta. Categoric. Suprim la vot? Normal, nu? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu? Da. Mergem mai departe cu proiectul numărul 90. Domnul Mărcuț, vă rog frumos, dar cum prezentați dumneavoastră, cum pot să nu fac pe aia? Da, cum am spus, cu proiectul numărul 90, da? Privind aprobarea cotizației anuale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău, Adin. Bun, coleg, ceva? Spune ceva? Mă rog aminte, să reamintească domnul primar, cu ce suntem ancorați la această... în viitor? Sunt, da, suntem doar profit membri. Atât. Da. Nu, nu avem... E... pe Adibu desfășoară un master plan de care visează toată lumea. De dezvoltare de apă și canalizare, dar și chinui cu el de vreo 10, cred că erai primar. De mai bine, de 10 ani și nici acum sunt la faza de SF, cred. E vorba de apa de la Bacău, din oraș, din toate ori, cu cravă, cu... Da, dar noi ne fiind... Nu ne-am scris în... Nu. Înscris, ne dând în rețeaua de acolo la ei, da. Mai greu sprijin mai. Dar nici cei care sunt la ei... Deci master planul ăla că era prins în 2015 cu 1.800.000 de euro. Dacă să ajunge vreodată să facă. Dar vrea cineva să spună ceva? Am subat la urmă. Să spunem la urmă. Cine este Petru? Împotrivă? Abțineri? Mă abțin. 13 pentru și abțineri. Înțeleg că nu sunteți de acord cotizația, nu vă abțineți. Da, da, da. Am înțeles, am înțeles, simt. În urmă, cu proiectul, începem cu următorul proiect, da? 91, tot așa, privind în aprobarea unui ajutor. Da, privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. Am văzut că o sumă de 5.000 de lei, adică puteți spune de vorba de interviți fizicală sau ce? Da. Da? Ajutoarele de urgență care au fost puse la, spre aprobare în prima parte a ședinței este vorba, sunt ajutoare vis-a-vis de decese. E în urmă? Da. De decese. De iar aici e vorba de un copil care a mai procedat cu asemenea ajutoare, va trebui să meargă la o intervenție la Chișinău. Am avut acum câțiva ani cu Ciubotaru. Aceeași... va trebui să meargă la o intervenție. Sunt documente medicale atașate la proiectul de hotărâre. Trebuie să meargă la intervenție. Nu sunt mii de ani, doar de Ciubotaru. Sunt... n-am găsit că erau niște ani pe site aveți. Astea sunt date cu caracter personal, poți să fac copii, nu știu unde ajung. Nu, dar cum apare la anchetă socială? Pe site au fost puse toate. Ce scuze? Ce scuze? Sunt și pe site. Aici... vedeam întrebat cum eram. Ce vorba de intervenție chirurgicală? Persoane cu handicap, copil este cu handicap. E vorba de copii. Am înțeles. Și e vorba de intervenție, dar e clar că e... Aceeași intervenție. Da. Da, am înțeles. Puteam spune la vorba. Suprim
punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 14 Proiect numărul 92. Privind aprobarea solicitării pe lungiri în scriere de garanție numărul IG 173 3018 din partea Fondului de Garanție pentru proiectul modernizării drumuri de interes local în comuna Căiuțe sub Bacău. Și vorba de drumurile astea, că mai plângești și mai ai nevoie de garanție. Da, mai întâi. Care lucru? Aici am încă s-a refăcut alunecarea asfaltului. Alunecarea asfaltului, toate. Copeni, ulițe, tot. Nu mai trebuie prelungit că va fi celălalt o grămadă clarificare care nu a fost la vestea din tele. Și nu trebuie prelungit că nu gata. Iar nu putem ieși din contract. Altfel, după asta facă plată. Noi avem luat avans la începutul lucrărilor, iar acum, în ultima tranșă, la ultima plată, trebuie să acoperea bani. Și nu putem să faci poate să facă plată, în timp contract. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu abține. Proiect numărul 93. Privind aprobarea acordării prealabile și a autorizației de amplasament în zona drumurilor publice din proprietatea Comunei Căiuț, în vederea executării obiectivului de investiții, extindere sistem de canalizare menajeră în Comuna Căiuț, județul Bacău. E cineva care vrea să spun ceva? Da. Mergem mai departe, suprim la vot. Cine este prietenul? Împotrivă? Abține? 14 pentru. Nu, eu fac lucrurile. Următorul proiect, numărul 94. Privind aprobarea acordării preamabile și a autorizației de amplasament în zona drumurilor publice din proprietatea Comunei Căiuț, în vederea executării obiectivului de investiții, extindere rețea de apă în Comuna Căiuț, județul Bacău. Deci, întrebare. Deschim la vot. Deci, primul domnul Dolan, următorul domnul Matei. Nu vreau să întreb. Dacă extinde rețea de apă în Comuna Căiuț, că ce este vorba? Nu venim cu planul la mare, dacă nu are cu apă, mai facem extindere? Păi nu îl acordăm la voi apa existent. Mai săpăm tot Căiuțul, Popeniu și Vidarul din nou, să tragem sistem de apă, îl acordăm la... Dar nu este prins în sistemul, în ăla mare de alimentare cu apă, nu sunt prins și ăstea unde nu era apă? Ba da. Păi de aia zice extinde. A, deci aici e vorba de proiectul ăla mare, nu? Și atunci? Da. Cam. Canalul e separat. Păi, canalul separat, apa e separată. Vă mai repede pe Angel Sabit. Ăla mare. Da, da, da. Care era? Da. Vă mai nou acum, nici ele, când v-ați privat, e aceeași chestie, ca la canalizare. Deci ele, dacă suntem de acord, ca să punem la dispoziție drumurile sau ce avem noi în domeniul public, să lucreze pe ele pentru proiectul comun. Normal. Cam așa sunt. Ne autorizăm noi pe noi. Ne autorizăm noi pe noi ca să facem lucrări pe terenul nostru. Ceva de genul. Dar vor... Hârtie, la dosar. A, despre asta este. De-aia a fost canalizarea, de cum am avut. Și la permiți ca să vină pe stradă, să se opri să stragă asta. Cum? Da. Vrei cineva? Nu, 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 o planificare, totuși, un raport de specialitate aici, da? M-am uitat și eu cu dificile, nu este vorbim statul Căiuț, cu straga de ultimul, nimeni comunal și așa mai departe, după aia s-ar copii, da, cu străzile apelute, s-ar vizitare. Raport. Tot.
proiectul urmării cu apa de la Praia prevedea și satele celelalte mai puțin mărchete. Era trecut și în ce împiune ați găsit? În raportul cu apa. Dacă ăstea s-ar pagina... Inger, că nu galeu. Imediat îl verificăm. Canalizarea e numai pe fără satele celelalte, da? Extindere de acolo, deci știți de ce vă spun că ați început extinderea la Bridar. E altceva. Nu era prins în proiectul mare? Nu. Nu am întrebat. Înseamnă și aici mai știu ceva, dar pe drumul Helteului unde? Că este apă. E da, la proiectul mare, nu ești prală și nu ești voi, ești de ce mai acolo. Deci este pentru apa pe Anghel Salinii, care este în toată comună. Mai puțin satul Mărcești. Eu când votez respectivul proiect, mă bucură tot și-aș vota pentru, dacă este pentru ceea ce am făcut noi cândva. Ei, un raport de specialitate aici... O puteți chema un pic, doamne, ce? Dar nu este. E clară treaba. Ce să zic mai? Dați și o să stai cu o să stai cu o să este scris și fără număr de registrare. Nu, nimic. Raportul ăsta e în plus, o scupat acolo, e pus fără număr de registrare. E un cior. E un cior. În speție, eu am greșit că l-am luat în cal. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Foarte bine că ne-ați atenționat. Puteți? Foarte bine că ne-ați atenționat. Da. Nu? Auziți, aici l-am găsit, uitați, încercătorul Paris, prin regimul juridic. Suprafața totală, 40.000 metri pătrați, aflate în intravilan, cât și este doar comunic, satele Florești, Munceni, Hertiu, Boiștea, Căiuți, Copteni, Lidar și Prata. Deci, ne-am oprit pe noi. Deci? Da, e vorba de extinderea noastră. Da. Domnul președinte, mi s-a sustrat o pagină de ziua cu numărul 94. Fără a fost numeri. Le vădăm înapoi, de când vreți să vreți. Dacă la... Nu dau vreme. O spune bun, nu dau vreme. Să completați. Da. Deci s-a venit. S-a clarificat. Înainteam? Înainteam, dacă vreau doamnă secretar la urmă. Dă-i drum. Păi s-au fără anul de la societate tot înainte să făce. Nu tot rău. Nu tot rău. Trebuie să... Nu mai. Să ne zi... Supunem apoi. Da, supunem apoi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și mergem mai departe. Proiect numărul 95. Ăsta e scos de pe bani. Da? Uite, e scos. E scos. Deci la urmă. Bun, dar să mergem numărul. Proiect numărul 96. Așa. Privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local Căiuți, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității CAC a Unității de Învățământ din Comuna Căiuți pentru anul școlar 2023-2024. Domnul Vici, ați văzut. Domnul Manea. Da? Da. Pe cine? Manevite. Supun la vot, dacă trece. Da. Dacă trece acum. Domnul Manea, de fapt, dar ce știți ca să spun la vot? Mai sunt și alte propuneri. Mai sunt și alte propuneri. Dacă pensa agricultor? Nu mai sunt alte propuneri. Supun la vot. Îi duci la școală. Tractorii. Lasă-mi să pun. Supun la vot. Da, nu e propunerea. Cine este pentru propunerea acum? Împotrivă? Abține? Până domnul Manea să fie. Domnul Manea e în părere. Se abține. 13 pentru. Deci mai departe. Proiect numărul 97. Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Căiuți de sub Bacău.
Niciun coleg nu vrea să spun nimic? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu abține. Două abține. Singurul proiect care este suplimentat. Proiect numărul 98. Privind aprobarea proiectului modernizării platformei comunale de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, Comuna Căiuț, de sub Bacău, în vederea participării la apeluri de proiecte PNRR 2023-C3-12-AB, componența C3, managementul deșeurilor suplimentare 1-2-AB, sisteme integrate de colectarea și valorificarea numărului de grajd. Aceasta mai mult. Deci, practic, este vorba de un alt proiect care îl depune pentru modernizarea celor existent, nu? Ai dat un lucru explicat. Vă spun în câteva cuvinte. Au fost lansat un nou proiect, un nou ghid și o nouă linie de finanțare, un proiect. Pentru platforme de gunoi de grajd, cum avem noi cu aceștia, s-au terminat banii în care s-au învățat comunele, au început să adere la așa ceva. Iar pentru cele existente, cum avem noi, care au ieșit din perioada de monitorizare de 5 ani, noi am ieșit din aia 5 ani, de cum, să fac dotări noi cu finanțare 100%. Adică, prin modernizarea asta, îi dăm alt tractor mai mare, o altă vitan și noi, nouță. Tractor, vitan și îndrătător frontal, remorc. Cine a dat importarea prima dată, au considerat că s-au uzat în astea 5 ani și le plătează de nou cele noi. Finanțare 100%. Și țipul de accesare. Inclusiv acționează asupra micilor fermieri. Și merge și la ei care au aderat și montează niște micro... Mini-platforme. Mini-platforme, pe asta se bazează, pentru... Și utilajul este întrebare. Aceste utilaje vor avea, vom avea posibilitatea să le folosim și pentru rezolvarea canalizării existente. Imediat vă dau un răspuns. Aceste noi 5 ani de zile nu le putem folosi. Dar, o să venim cu un proiect de hotărâre. Pentru a revic, le dăm în, le putem da la primărie ca să putem face o taxă, cum discutăm de atâta timp pe vitașari, pe alea, că se ieșite din monitorizare. Asta vreau să vă spun, vreau să vin acum, că ieșind din, mă scuzați, ieșind din zona de monitorizare de 5 ani. Ana, 2017, 2022, putem cu niște taxe. Și vă spun de ce. Păi, nu, dar trebuie să le trecem. S-a creat un pic de... Nu le putem ține cu platformă. Păi, e ok. Le trecem transfer la primărie cu titlul platformă. Și aici putem... Vreau să vă spun să pun niște taxe. Pentru că... Eu doream să vă întreb cu dumneavoastră, în perioada de când au fost dotați cu utilajele respective, câte cereri au fost altele decât din partea persoanelor pentru aceste utilaje. Când s-au rezolvat lucrurile... Avem contract. Să recunoaște. Avem contract cu persoane juridice. Oricum, față de cereri fizice, persoane fizice, ca fac contract stimări. Deci contract cu persoane juridice, cum încă ați dat? Ca să iasă direct, dacă au pe platformă, avem cont. Adică exact după regulamentul care l-am aprobat în pățile locale. Tu nu dau nume, s-o crezi că se înșiuni ăla, chiar și recent. Duce omul, te cheamă, nu? Că nu-ți convine că tu-l zici, tu ce-l ai luat unde tu. Dar dacă trecem la ordinea la primărie, Consiliul Local, poți să-i faci taxă, poți să vezi altă parte de taxă, atâta să plătești, nu mai sunt discuții. Da. Corect.
Da, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă sau pentru bani? Marții. Marții. Marții, de ce? Am motivat, întotdeauna am motivat. Am ajuns la punctul diverse. Care să scrie? Domnul Mărcuț. Domnul Dula. Domnul Matei. Problema asta majoră cu apa, fiind o problemă majoră. Mai nou am fost informat săptămâna trecută și la Pralea. O să cafăm de la școală. Da, trebuie să ne mișcăm. O mare problemă cu apa. Vorbeam cu parte din colegi. General. Chiar pot să spun și cu Ciri, cu primarul de la Bolsănești. M-a sunat. Zic, băi, cum te discuți cu apa? Deci, că pe mine mă sună. La două de zile au secat o fântână, la două de zile mai sar până. La noi cam aceeași chestie. Da. Deodată din pripă să nu ajungem să ne înnecăm apa. Trebuie să tragem cât putem tare cu proiectul ăsta să poată să ajungă apa toată comuna. Durează. Iar ca să săpăm iar pe anumite riscuri, să nu dăm de apă și sau să ca la Pralea și să ai apă 2-3 săptămâni, o lună, două, după aia să mai apă, am convenit cumva cu conducerea de la școală, la Heltiu și la Măces, să achiziționăm cât un cub de otor, să folosim numai apa menajeră, să-l punem sus până când ajunge proiectul, să fie apă curentă la voi, doar apă menajeră. Nu știu acum acolo câți din copii la mai bea apă de la... Anunțăm până când ne-a apă. Nu pot să mă pui, eu trag un șortul de la... O să punem la mai apă sus, un cub la fiecare școală și să rezolvăm problema cu apă. Asta este ideea, da? A fost ca o... Continuați cu ceilalți. Și propun altceva, domnul primar, alocați niște bani să refaceți aici ce înseamnă baza sportivă, iluminatul, că sunt discuții de la mulți cetățeni, dar care ar mai vrea să vină noaptea să joace. Dar eu aș avea o propunere. Rezolvați, renovați baza, băgați niște bani în reparația ei și haideți să o dăm la Asociația Sportivă. Păi ei, dacă le dăm și țin, poate să-și creeze și nivelul. Dacă noi nu avem bani. Dacă ați văzut că am retras după ordine de zi. O facem acolo. Ce ați retras proiectul 95 după ordine de zi? Ordonanța dată pe data de 20. Anul care explicam băieților de la asociație. Păi, de asta discutam. Și eu, și pe mine o să mă întrebi și iar o să mă... Nu știi ce să mai spui la oameni și ce se face. Deci, odată ordonanța asta de urgență cu reducerea cheltuielilor și specific destul de clar la aliniatul 3, pune. Asociații sportivi și se până la sfârșitul anului 2023 să anulează orice finanțare. Din ce dată? Din 27, de când au intrat în vigoare. Deci, din 27 intrat.
A fost dat pe 27 și publicat în monitor oficial tot pe 27? Da, vreau să întreb. Da. Da, este cu data din 1. Cu data... Acum ați vedea, nu știu, doamna de aplicare a trebuit să fie din 11. Mai e executivul că nu a scos până acum. Categorie. Dar... Nu, nu știam. Ce e adevărat de adevărat? Dacă executivul ăsta astăzi nu se abținea sau era împotriva proiectului cu retragerea, că noi l-am votat cu tot cu aia. Eu vă spun un lucru. Banii care îi dădea executivul azi asociației erau bani din fondurile locale. Deci din fondurile locale. Nu cum erau din fondurile locale? Comunierul local, care îl votez pe el de sus de acolo, care a dat ordonanța de urgență, nu am dreptul ca să-i îngrădesc cu lui și să-i impun stoparea unor cheltuieli, așa ar trebui nici din el, stăpânul ori de sus de acolo, să mă îngrădească cu mine ca să-mi cheltuiesc fondurile mele locale. Că mai bine decât noi ăștia de aici de la local, nu cred că știu ce-i de sus. Dar în sfârșit, asta este poziția noastră a diocelului, față cu cei de sus. Nu, dar știți? Eu am avut o discuție cu doamna secretar, la care i-am spus, plecat acum, dar puteți să o întrebați. Eu zic, băi, dar lasă-o sunt așa. Dar am sunat la cei de la Cotăticul și zic, domnule, prima dată când se vine în control, ordonanța, ce ai plătit după ordonanța asta? Poate la voi, poate de ferat și eu nu incit la încălcarea legii, dar nici ordonanța asta ei și iau în legi. Problema este alta. Eu am pus o întrebare, de ce noi avem poziție neverticală în fața celor care ne impun nouă astfel de situații? Că despre vinovăția executivului, că până acum stare de latență, asta e altă treabă. Înseamnă că nu avem respect față de stăpânii noștri. Că dumneavoastră, că este cunoscut. Așa chiar... Dar este simplu, domnule, în momentul în care guvernul îți dă bani, că nu putem funcționa la buget, la nivelul bugetului local, nu acum bani din impozi și taxe. Nu ni dă și ei, și dacă ei îți dă, la un moment dat îți se retrage. Dar nu funcționează la din impozi și taxe. Nu dă bani de la dumneavoastră, domnule, banii ăștia sunt colectați tot de la noi mulți. Nu, sunt colectați și de la societăți, impozit pe profit, pe tot ce e, nu e numai de la impozit și taxe, la impozit, de și taxe, și nu mai să vă scopere dacă mai ascultați. Poate sunt locuri unde știu mai mult ca mine, vreme, să știți mai mult ca mine. Vrem, nu vrem, trebuie să ne spunem. Din impozit și taxe locale, am formula Crăiuțe, Ce-ați văzut în față? Mă plec. Ce-ați văzut în față? Haideți, domnule. Eu vreau să spun cu totul altceva. Refaceți baza, că nu-i, cred că, necesit așa de multe cheltuieli, ci mai pe acolo, gardul, iluminatul și ce sunt. Pe lucrurile existente se pot repara, că sunt în naibă. Schimbate scaunii tot, dacă e asociații, pentru că sunt foarte mulți care trac și joacă fotbal pe la balon, pe unde sunt la Onești. Ar putea să pună o taxă, bă, 10 lei, 15 lei, 1,5 milion de ori câte s-ar găsa să joacă. Și poate reușesc să mai creeze niște venituri. Și așa a rămas și de izbelești. Mă, e părbuletul celălalt. Nu cred că e atât de greu să puneți la pasă 16, să grebleți un pic acolo, visipul, să luați niște vopțea, să dați pe scândurile alea și mai e, pentru că se degradează. Deci, domnul vicinar, nu v-a zis dumneavoastră nimic, am spus ăla de verat și m-am adresat de domnul primar. De seara când mă vedem, eu ce te-ai zicea, eu nu-i domnul la oameni. Dar, să-ți spun 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 să-ți spun. O altă problemă, am mai spus să repet, aș vrea să vă gândiți pentru bugetul anului care vine să rezolvăm problema centrului comunal. Deci chiar vă rog, voi fi unul din susținătorii acestui proiect. Este urât, îngrămădit și cred că sunt pe destul de accidente. La prima oară, când punem fără domnul. Poftim? La prima oară, eu punem. Da, dar trebuie să aprobăm. Eu aprobăm noi până la prima oară. Să
Dacă domnul... Da. Ar mai fi, dar n-ar fi. Să văd ce sunteți foarte insistent. Mulțumesc frumos. Domnul Matei Găscu. Dar rămas ceva de sănătate la chef. Domnul primar, trei probleme punctuale. Unu, spuneți-mi, vă rog, dacă proiectul prin gaze naturale și proiectul apă potabilă ar fi studiul de fizibilitate, adică e în faza PTH sau tot la studiul de fizibilitate? Apa e trecut. Adică e evoluat, adică trecut. Apa este trecut, m-a venit încărcat în platformă, astăzi mi-a venit avizul de la retrimis, refăcut și de la Apele Române, de la Aba Siret. Trebuie încărcat și asta în platformă. Îl așteptăm cel de la mediul din ședința CT și după aceea putem semna contractul de finanțare pe apă. Deci apa și canalizare. Suntem în pas 2 de apă de finanțare. Da, acolo fără probleme. La gaze suntem faza SF aprobată. Deci aprobată. Finanțare de, cum v-am mai spus, e publicată de 120 de milioane. 120 de milioane. 120 de milioane. Da, 120 milioane. Este lista publicată, o am și telefonul, nu pot da la fiecare. Aprobată din cuvânt. Dar suntem faza SF. Suntem mai în urmă. Deci mai avansat cu asta cu apă. Apa și canal. Problema numărul 2. Spuneți-mi, vă rog, în ședința trecută am aprobat înființarea serviciului privind animale fără stăpân. Urma să dăm într-un gestiune concesiuni, gestiuni de concesiuni. S-a scos la licitație, s-a scris cineva, l-a luat, s-a prezentat cineva, nu? Trebuia să s-a aprobat în Consiliu. S-a aprobat, a scris la ședință. Nu, licitație. Nu s-a scris nimic. Nu s-a scris nimic? Ea era acolo, dar s-a scris. Continuăm contractul cu DPP-ul. Și al ultima problemă, spuneți, vă rog, planul de urbanism general, în ce fază mai este? Că erau, de au trecut să prind problema și săptămâna aceasta am primit o notificare de la Regia Națională a Pădurilor, respectiv Direcția Silvică, pe un teren limitul cu pe aici, pe la Mărgești, sus la Mărgești, Ștefan cel Mare, că ar fi în GIS-ul ocolului și în mâine. Nu e a primării. Nu e a noastră. Nu e a primării. Unde e la Mărcești, pe la... Ce spus acolo? Pe acolo, pe la magazin. Dar la Mărcești, la... Am trebuit dreptul anzivat și... Trebuie clarificat. Suntem la faza de corespondență cu... Păi, în rest, nu, la minții, la care vin cel mai greu de la Ministerul Apărării, de la drumurile naționale, CFR. Și așteaptă încă avizii. Suntem cu documentații de pus, așteptăm avizii. Mulțumesc frumos. 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 A fost ceva de timpul ăsta, de vreme, a fost pe la presie, ce s-a întunecat? Rugăminte, nu așteptați să vină ședința să ne spuneți de iluminat. A fost asta, a fost aseară. A, păi da, sunați-mă, o zi, două, dacă stăm o luni de zile până... Păi nu, 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 asta e ceva da. Cald. Știți, nu? Și la aia, lumea sunat Sorin, mă sunt bine, Sorin nu am un certificat. Nu este iluminat, gata să ne rezolvăm. Da, rezolvată. Dragi colegi, dacă m-am dezvântat. Domnule, cazul ăsta social, băiatul ăsta Valentin din Praia, care știți destul de bine că vreo 3 săptămâni doar administrația de la Vidar. Se poate face ceva cu băiatul ăsta, sincer. Aseară au fost temperaturi din grad. Săracul doarme acolo, gemuit, cum poate, cu un, nu știu ce să... Trebuie rezolvat ceva. Da, ăla, băiatul ăla care se simte. Nu văd că are niște lăni la picioare săracu, i-a dat cineva niște adicare, dar l-am văzut eu cu ochii mei. Dar de unde îi dă în frate, dar apelele iasă, îi dă, nu știi, e la asta, că e cald. Trebuie să facem ceva cu băiatul ăla, că îl găsim mort. Și să găsim mort acolo în stație, nu știu cum să zic, cum credeți, cum... Din nefericit. V-ați luat săptămâna trecută, știți? Din nefericit, da, și l-am prins cu Paul, l-am luat, l-am dus aici, cum am pus-o pe oala, anchetul social, l-am prins la Bacău, ei a dat drumul, l-a trimis înapoi, o să-l trimitim iar la Bacău, el conștient așteaptă, vreau să mă duc, vreau să mă duc la Bacău, să mă duc la Bacău. Ia așteptă mașină, permanent, nu-l întreb. E foarte, dar din surprinzător, m-a apărut în stația de la Căiuț. Un nene care stă de vădă ăsta, care se roacă barbă, am trimis poliția, l-a identificat, am trimis și poliția a noștri, am trimis și poliția națională,
Nu, acum 3 zile, e de la Gura Văie și a venit cu rândul subit de la Cerban. A doua zi, la fel, atunci am înțeles ce e de la Gura Văie, tot aici. Deci doar în stații, deci avem unul chiriaș la Bedar în stații și unul la Nu, apa, nu, e bun, nu văd pe canalizare. Bă, toate nu, doar îmi simt ridicat. E sincer nimic care este ridicat. Am avut discuții și eu am avut cetățeni care au venit în ofis. Am discuții cu executantul, mi-a promis o lege. Până încă 2 săptămâni de aici a venit și termin de raportat. Nu știu dacă ați observat, la rectificarea pe buget am și adus niște bani acolo. Da, da. Pe considerentul că este, acolo nu era o problemă, dar data limită este astăzi pentru rectificarea de buget pentru investițiile care nu sunt în curs. Investițiile care sunt în curs, până la sutoană se mai pot face mișcări, dar pentru cele noi sau așa, nu se mai pot face mișcări până la sutoană. Două luni se repede. Dragi colegi, vă... Domnul Marea, v-ați gândit? Am vorbit de stațiile pe autobuz. Dacă mai sunt în garanție, ce ar vrea intersecția cu EPO, panoul iluminat, nu funcționează. Corect? Cel de la școală, de la Popen, nu funcționează corect? Panourile... Persistențele, acolo am înțeles. Păi nu, dar scrie 2024. Nu, dar mai era la ții poate nu, care nu știu. Dar am informații. Citesc eu. Cei care au făcut n-au strâns betoane pe lângă mizeria care au lăsat-o, nu? Betoane, da. Efectiv, ce-au făcut, au urmat lângă. Eu mă iesc... Stația de la Popene... Două secunde, vă rog. Mă scuzați, vă rog. Stația de la Popene nu au avut două coșuri, au avut doar un coș. Cine a participat la recepție? Cred că este din garanțiile. Dar nu cred, le-am făcut în primăvară. Dacă scrie la Mățean 2023 pe ele, nu le-am făcut în toamnă. În toamnă. În toamnă. 2023. Poate mai are. Nu știu, da. Nu-i problemă, dar nu-i repară. Mai poate la ceva. Dacă nu se desparte din tot. E că public... Am înțeles că e un program. Trebuie accesat să fetele astea care chemăm un IT-ist, să deprogramată panourile alea. Și de colegi. Și m-am urmărit la noastră. Dacă mai știți ceva de POS-ul ăla, care are în câțiva ani, dar nu știu că la un moment dat vorbiți, ați vorbit la Transilvania, l-ați arinjat. Dar mai trebuie să știți. Avem o problemă. Nu, dar trebuie să scăpim iată. Și în poate și de doi ani de aici. Avem o problemă la contabilitate. Și o recunosc. Problemă internă, dar trebuie de rezolvat. Problemă în ce sens? Era lucrarea cu ghișeul punctul luată de doamna Ioana și preluată pe de ea și ne-am ținut de ea și era aproape de finalizare. Doamna Ioana a ieșit la pensie. Doamna nouă care a venit, dar nu în locul lui doamna Ioana. E da, suplimentar chestia asta, dar nici nu poți, sincer, într-o lună de zile să o îngrămădești și revin iar la rectificarea buget. Aveam niște bani prins și i-am luat de acolo, de la, acum, la rectificarea că nu are ce să se ocupe, stăteau bani, da. Efectiv, nu are ce să se ocupe de ghișeul punctului. Am făcut doamna contractul, am semnat contractul la bancă, iar, dar în continuare trebuie am înțeles, dar o firmă externă nu poate așa. E simplu, nu trebuie nimeni. E POS, dar în momentul când dumneavoastră v-ați dus și ați plătit, toți banii aia trebuie repartizat fiecare cont în parte. Cineva trebuie să opereze, să se stea să opereze.
Adică ar mai să plătiți un sumă. Nici în automat? Nu merge automat, trebuie cineva să intelegeze. Dumneavoastră plătiți o sumă în care este impozit teren, extravilan, intravilan, tot ce plătiți. La introducerea banii de plătitoare, cu un cod și cu conturile respective afișate, POS e un cont colector care ia la grămadă și după aia trebuie dați pe fiecare compartiment, fiecare compartiment, fiecare serviciu. Nu-i program, nu-i program, asta este. În urma ordonanței care a intrat în vigoare 27, suntem obligați ca să știți, poate vă mai... Suntem obligați ca serviciu, toate serviciile sub ordinea Consiliului Local, scrie în ordonanță, cu mai puțin de 50 de angajați, pardon, trec înapoi la primărie. Deci serviciul de deci apă și vin înapoi. Apa obligatorul la 2 ani, 3 angajați să vină, să vină înapoi la primărie. E bun. Mai ai venit un mare plus. E bună treaba. La 50. Ești cea mai bună. Că mai devreme sau mai târziu o de să faci pe partea aia altă, te duceai la prețuri cum au toți. Nu, nu este vorba de nimic, o să nu știu. Cum a fost până în urmă la cu tăia? Banii vin în contul colector, nu are și tu de cheltuia. Dragi noștri, declară ședința închisă. Vă doresc multă sănătate.